Nu te privesc ideile mele. Așa, ce e mai ușor să spui că nu mă privești? Și cel mai greu care-i? Să știi ce vrei. Nu-mi duce tu mie grijă. Păi și dacă nu vreau să o duc? N-am știut până acum. Filmul Moromeții 2 a avut un buget redus și zile puține de filmare. N-au fost bani și atunci au fost bani foarte puțini și singura soluție era reducerea numărului de zile de filmare, ceea ce a fost foarte greu și într-un fel mi-a lăsat un gust amar, pentru că eu la Moromeții 1 am filmat 3 luni. Și acum am avut 30 de zile de filmare. Deci o treime. Film de epocă nu poți să-l faci cu devizul unui film pe care îl faci pe stradă sau și într-un apartament. Eu mă mir că a fost făcut, că am reușit să-l facem. Și asta datorită, cum să vă spun, unor profesioniști care au fost alături de mine, operator, scenograf, pictor de costume și alții care și-au făcut treaba descurcându-se îngrozitor de greu, cu bani foarte puțin, dar fiind foarte buni profesioniști și foarte serioși, am reușit să ducem treaba la capăt. Pentru că cât de cât. A fost scene care v-au pus în dificultate? Da, mai spus. Din păcate, scenele cu animale. Tot ce era cu animale era nenorocire. De la cai într-o căruță, ca să se puși la o căruță, la căruță, care era căruță care ba se strica roata din stânga, ba cădea, la un moment dat una s-a rupt în două și a rămas actorul Andy Vasluianu, era așa cum s-a și speria săracul. Sigur, în mod normal trebuia să faci căruțe, cum erau căruțele din vremea respectivă, nu? Cu tot ce trebuie. Bun, nu e simplu, mai găseai poate rotari sau oameni de ăștia care să facă, dar te costa. Regizorul Stere Gule a fost nevoit să renunțe la o altă scenă semnificativă pentru film. E o scenă, Viața ca o pradă, titlul ăsta vine tocmai de la un moment în care, pe care Preda îl scrie, era un moment dat, trecea pe lângă un cimitir de animale și a auzit un schelelăit așa și s-a oprit și în cimitirul de animale era hoitul unui cal și era un dulău care se ospăta acolo și doi sau trei căței costelivi care adăstau și toți sperau să prindă și ei săraci ceva și ăla se întorcea privirea și aia se retrăgeau și așa și asta, și asta pentru el a fost o scenă care a tradus-o în felul lui, că astea sunt reflecțiile lui de la întâmplări pe care le relatează, reflecțiile în Viața ca o pradă dau măsura gândirii lui, adică felul profund și spune cam așa este, traduc aproximativ, cam așa e și în viață, zice, încerci, vrei să intri, vrei să nu știu ce cu tare, dar întoarce dulăul aia și nu prinzi nimic. Ori eu n-am putut să fac scena asta. Pentru că, bun, a adus, să zic așa, jumate de cal. Adică, marea reușită a noastră este că am avut jumate de cal. Adevărat, adică, adevărat. Nu, adus din Ungaria, în fine. Asta a fost Ungaria sau Ucraina, nu mai știu. Hai să zicem, dulău, oarecum, da, era așa între
între lup și câine. Deci, și el trebuia să fie un câine, da. Dar căție aia Costeliv era problema. Și m-am trezit cu trei căceluși drăguți și simpatici care jucau pe acolo de mama focului. Ce să faci cu ei așa? Ce să faci, bă, copii? Ce vreți cu asta? Păi nu, că filma... Ce să filmezi, băi, copii? Bă? Cum să filmezi? Băi, nu vedeți ce e acolo? Și ați renunțat la asta? Sigur că da.